Și ortodoxii din Franța au sărbătorit astăzi biruința ortodoxiei asupra iconoclasmului. La Catedrala Greacă Sfântul Ștefan din orașul Luminilor, Sfânta Liturghie a fost oficiată astăzi de mai mulți ierarhii bisericilor ortodoxe surori. Din sobor a făcut parte și preasfințitul părinte Marc Nemțeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. Răspunsurile liturgice au fost date de mai multe corale din regiunea pariziană în limbile greacă, arabă, franceză și română. În această zi a ortodoxiei, ne-am reunit cu toții pentru a marca unitatea Bisericii Ortodoxe, în ciuda dificultăților pe care le cunoaște lumea în zilele de astăzi. Prezența tuturor ierarhilor ortodoxi din Franța arată coeziunea Bisericii Ortodoxe în diversitatea sa, unitate în diversitate, și cred că este o sărbătoare importantă pentru noi toți. De aceea am vrut să fim astăzi în comuniune liturgică, împărtășindu-ne reciproc aceeași bucurie. După Sfânta Liturghie a avut loc o procesiune în cinstea Sfintelor Icoane.